Da. E o sumă frumoasă. E frumos. Dar e okay. Putem crește de acum înainte. Știu. Pentru că mai urmează o rundă. Cred că ar trebui pusă nuleaua pe el. O nuielușă. Aha. Uh-huh. Suma maximă de la a treia rundă e de 150.000 de lei. Runda începe cu 4 bile verzi, care ne aduc bani, pe care tu le poți lansa de unde vrei, de la 1 la 7, și se termină cu 4 bile roșii, care iau bani și care cad din același loc. Șansele voastre stau în cele 3 bile albe de la mijloc, care sunt întrebările și se fac verzi sau roșii în funcție de cum răspunde Cristi. Să sperăm că bine. Și începem cu 4 bile verzi, cele care aduc bani. Feeling-ul meu îmi spune ca prima bilă să mă duc pe numărul 5. De la 5, prima bilă verde. Da, mă gândeam cam de când timp mă cunosc eu cu Cristi, or fi vreo 5 ani. Luăm prima bilă verde și mergem pe 5. De la 5. 5 nu mi-ai zis, cum se zice. Mi-ai zis la început, dar nu mai țin minte. Deci 5 se spune? Panș. Prima bilă verde, de la runda 3. Hai. Ești pregătit? Îi dăm drumul acum, gen, da? Îi dăm drumul? Îi dăm drumul. Hai să-i dăm drumul. Am încredere. Să cadă bila. Hai, vino. Hai, dreapta! Vino, bine! Hai! Cătălin, dreapta! Hai, dreapta! Mai, dreapta! Mare! Ce obraznică ești! Obraznică, da! Un singur leu! 54.726! Deci fix între 45.000 și 60.000! Cred că el n-a fost de acord cu cei 5 ani. Nu știu care faza. Nu știu, zidul ăsta în ultima vreme se lasă foarte, foarte greu convins. Uite, promit că te scot la o cafea. A doua bilă, pe 6, cu gândul că am rămas setat pe bila care a plecat fugitiv. Și mă gândesc că 6-le are el ceva pentru noi pregătit. Chiar deci... dacă risc enorm de mult, pentru că știu că bila roșie tot de acolo va pleca, chiar cred că va fi bine. Doamne ajută și eu sper același lucru. Trebuie. Te-am pupat. Ai grijă de tine. Ai grijă de tine. Și de noi. Și de noi în același timp. Ai ajuns la 6, ai grijă de noi. Să cadă bila. Vino, dreapta. Sunt aici, hai. Mai mult. Vino. Mare. 60.000 de lei. Bine. 60.000 de lei. 114.726 de lei. Bravo! Acum mai vorbim, Cătălin. Și mai avem două bile verzi. Mai avem două. Zi-mi acum, bila asta. Uite, risc enorm de mult și merg pe 7. Poziția 7. Da, înseamnă foarte mult pentru mine 7. Sunt vreo 7 luni de când m-am mutat în București. Și uite, am să merg pe 7. Poziția 7, a treia bilă verzi. 60 tu? Vrei? Uite, să cadă bila! Păi nu cade că zice. Haide! Vino! Hai! Mare! Acolo! Deci nu cred. Nu cred, e a doua oară când pică între valorile astea mari. 114.727 de lei. Hai, da. Bine. Chiar ghinion. Mai am două, nu? Mai o singură bilă. Fui de mine. Asta cred că e cea norocoasă. Da, e cea norocoasă și plec tot de la 7 pentru că am încredere în cele 7 luni care m-am dat aici. Și știu că e pentru mine, nu știu, acel 7. Nu știu, am câteva chestii legate de acel număr 7. Zim cum vrei să facem, vin acolo, vin cu tine, te duci tu, spun eu, pentru spui că ești tu. Fratele meu, vreau fratele să mergi cu mine. Să așteptăm împreună suma maximă. Hai, ești pregătit împreună. Aici, hai. Da, mișcare, haide. Da? Să vină bila, să vină bila, hai să cadă bila, pe 150.000, hai, că nu mai pot, hai, dreapta. Asta e ghinion curat. Nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. 114.728 de lei. A picat de două ori pe 1. Și de la 7. Da, nu știu ce e mai rău asta. Că am riscat acum și... Da, am încredere și... Mai avem întrebări, Cătălin. Corect. Aici sunt șansele voastre. Hai să vedem primele variante de răspuns.
A. DreamWorks Studios. B. Lionsgate. C. Metro Golden Mare. D. Warner Brothers Pictures. Știe. Merge spre IT, nu știu, ceva de genul ăsta. Oricum e pasionat de lucrurile astea, sigur îl știe. Spune-mi, te rog, de unde vrei să lansăm Bila Alba? Mă duc tot de la 7. De la 7? Da, mă. Deci ai încredere de plină în Cristi? Am încredere în Cristi. Vreau ca 7-le să-și ia revanșa, că de 2 ori m-a picat pe 1. Și uite, și de data asta cred că... Am trimis prima Bila Alba de la runda 3. A ajuns la 7. Hai cu întrebarea la Cristi. Ce casă de producție cinematografică a folosit Levy la filmarea logo-ului companiei? DreamWorks Studios, Lionsgate, Metro Goldwyn Mayer, Warner Brothers Pictures. Da, să te mură în gură, mă. Socrates Cătă. Hai tu, Socrates Vali. Vă o să am niște cote. E, asta e o întrebare puțin mai dificilă. Hai, băiatul meu. Această companie este compania care a produs și desenele copilăriei noastre. Acea analogie. Tom și Jerry. Și acum stau și mă gândesc între două companii. Pentru că DreamWorks Studio n-are nicio legătură cu niciun leu. Warner Brothers nu au nicio legătură cu niciun leu. Ha, băiatul meu, hai! Metro Goldwyn Mayer ar avea. Dar hai să mergem și pe intuiție și pe noroc, Cătă. Și blocăm răspuns final, răspunsul B. Te-ai blocat puțin. Da, nu cred că e asta. Adică? Nu știu, eu sunt pe din afara subiectului, dacă pot să-i spun așa. Deci sunt niște case de producție de film mari. Da, dar eu m-aș fi dus pe D, însă sper să pe mă înșel. Pe Warner Brothers. Da, sper să mă înșel eu. Nu știu, să întrebăm Zidul. Hai să întrebăm Zidul. Zidule! Da, era... Din păcate nu era Lionsgate, nu era nici Warner Brothers. Warner Brothers au un W și un B. Răspunsul corect era Metro Goldwyn Mayer. Și există și niște filmări de atunci, din anii în care foloseau un leu viu și îi băgau efectiv capul printr-un cerc și dacă știi sigla, bine, a evoluat de-a lungul timpului, dar sigla lor, asta era. Da, știu imaginea, dar nu știam asta. MGM. Zidule, iarăși am ajuns la tine, băiatule. Uite, mă las așa dus pe mâna ta, cu crezi tu că e mai bine așa să faci. Hai. Să cadă Bila. Hai, stânga! Hai. Stânga! Bine! Mai! Bine și așa! E bine! E bine! Puh! Măcar nu e acolo. E ok. 15.000 de lei. 99.728 mai avem. Puh! 3.000 și ceva de euro. S-au dus. S-au dus, da. Și mai avem două întrebări. Mai avem două întrebări și ocazia de a mai crește suma asta. Da. Hai să vedem următoarele variante de răspuns. A. Lombardia. B. Veneția. C. Sicilia. D. Toscana. Acum două săptămâni am jucat un joc împreună chiar de cultură generală. Cum se nume? Conquistador. A, da. Chiar ne contraziceam pe niște chestii de geografie și știe, din punctul meu de vedere, știe foarte multe chestii de geografie. Suntem la a doua întrebare, Cătălin. Da. Și putem dubla. Posibil câștig de 300.000 de lei. De asemenea, dacă ele se fac roșii, pot șterge foarte mulți bani. Este un moment... Nu e un moment greu. Dacă ții minte, când ne-am despărțit, am zis că mai amărzi de atât nu putem să fim. Nu avem ce pierde. Dacă îmi dai posibilitatea să dublez... Îți dau posibilitatea să dublez. Uite, am să dublez. Dublăm. Două bile albe, care cad din același loc. De unde vrei să le lansezi? Șasele, să știi că mi-a făcut bucurie astăzi și așa am să aleg 6. Sunteți prietenele mele cele mai bune. A doua bilă a ajuns la 6. Da. Întrebarea la Cristi. În ce parte a Italiei a avut loc marele război al mafiei în perioada 1981-1983? Lombardia, Veneția, Sicilia, Toscana. Ai fi tentat să te duci pe Sicilia. Hei, mă gândesc ce-o fi fost în capul tău la întrebarea asta, Cătălin, când ai văzut cele 4 variante de răspuns. Acum mă gândesc dacă ai dublat, pentru că aici nu prea sunt sigur de răspuns.
Cu toții am auzit despre mafia siciliană, dar în jocurile mele, când mă jucam eu mai mic, era un joc care se chema Mafia. Și eu acolo aveam cartierul general, headquarters, cum se chema, îl aveam în Toscana. Și nu știu ce să fac. Cred că mergem pe intuiție, probabil, și merg pe ceea ce ai gândit și tu în momentul ăsta, pentru că sunt foarte sigur că tu te gândești la Sicilia, ce? Și știu că acum, în momentul ăsta, spui haide, alege ceu. Și eu o să aleg ceul, așa că să ne dea Dumnezeu baftă. Te de lodel baht. Blochez răspunsul ce? Cum a fost? Momentele cele mai grele. Telelo? Tedelo del Bach. Tedelo del Bach. Da. Asta înseamnă? Să-ți dea Dumnezeu noroc. Tedelo del Bach. Bach. Aventura de la Marele Zid continuă după o scurtă pauză de publicitate. E foarte dificil să iau decizii pentru amândoi și să știm că viețile noastre depinde în momentul de față de această decizie. Mamă, asta e. Asta e, nu? Mm-hmm. Te aveți Bachtalo? Te aveți Bachtalo, da. Mesem bani, mesem rom. Hai, mesem. N-a fost mai greu decât momentele foarte rele din viața noastră pe care le-am avut. Putem trece și de astea, indiferent de ce se va afișa acolo pe pământ. Sunteți la Marele Zid. Întrebăm zidul? Întrebăm, hai că nu mai pot. Zidule. Mamă ce. Răspuns corect. Bravo! Răspuns corect. Răspuns corect. Bravo. Două bile verzi de la 6, Cătălin. Ăsta e momentul, îl simt. Eu cel puțin îl simt. Îl simt. Nu știu dacă și da. Tu. Da, îl simt. Ăsta e momentul. Hai. Și hai, să cadă bilele. Haide. Hai, 160.000 am recuperat. Am recuperat. Ți-am zis că recuperăm. Ce mai devreme. Și? Ce crezi? Mai avem? Mai avem 6 multe. Că o întrebare. O singură întrebare. O singură întrebare. A. Sir Arthur Conan Doyle. B. Charles Dickens. C. Dr. John H. Watson. D. Agatha Christie. Pare o întrebare destul de grea. Pare o întrebare așa de... scriitori, o întrebare din... literatură. Literatură, clar. Din domeniul acesta a cărților. Literatură. Literatură, exact. Nu poate să mă dezamăgească, e ultima întrebare. Trebuie să te concentrezi și mergi mai mult. Și sunt sigur că știi. Nu știu, nu știu dacă m-ai văzut, dar... Te-am văzut. Am fost sigur la toate întrebările. Triplăm sau nu? Am, dai posibilitatea asta. Îți ofer această posibilitate. Posibil câștig de 450.000 de lei. O fac, triplez. Evident, am putea avea 3 bile roșii. Da. Trebuie să iei în calcul posibilitatea asta, 3 bile roșii. Avem suma asta aproape toată acolo. Gata, nu mă mai face să mă dau înapoi. Eu, e datoria mea. Gata. Să fiu asta este, obiectiv, am să-ți ales. Expun. Am ales. De la ce poziție? Mi-a plăcut 6-le. La 6 cu 3 bile albe. Da. Prima bilă albă a plecat. Prima bilă. Ajunge la 6. Mai ții minte de bila din mijloc? Da, să mă uit la ea. Uite, la ea, acum uit. A plecat. Mă uit foarte atent. Uite, chiar acum a ajuns, a doua. Și o să rămân cu ochii pe ea. A doua. Soro. Să fie bine. Să fie bine, toate trei bilele la 6. Întrebarea la Cristi. Hai, băiat. Cine a creat personajul detectivului Sherlock Holmes, eroul multor romane care au inspirat filme și seriale polițiste? Sir Arthur Conan Doyle, Charles Dickens, Dr. John H. Watson, Agatha Christie. Iată că am ajuns și la ultima întrebare. Mie îmi plac serialele polițiste
Și îmi place și personajul, din păcate sunt fascinat de Hercule Poirot, pe care l-a creat Agatha Christie. Deci nu poate fi răspunsul D. Dr. John H. Watson. Mi se pare că a fost tot un personaj creat de același care a creat și personajul ce Sherlock Holmes. Nu sunt sigur, nu sunt foarte sigur pe răspuns, Cătălin. Blochez răspunsul B. Mam, asta e. Asta e, nu? Moistun. Ce înseamnă? Ce Nu înseamnă nimic, sunt așa emoționat și asta am simțit să... Vă că te pitești puțin după mine, așa, fața zidului. Da, e adevărat, spunea și Cristi, e ultima întrebare, ultima șansă de câștig și avem trei bile albe de la o poziție foarte riscantă. Riscantă, da, da, da. Iar Cristi a blocat un răspuns. Da. E momentul să întrebăm zidul pentru ultima oară. Da. Dacă Cristi a răspuns corect sau nu. Zidule, haide. Cătălin, din păcate, răspunsul corect era Sir Arthur Conan Doyle. Acum nu rămâne decât să vină mai așa. Asta e ideea. Cătălin, ești pregătit? Da, sunt foarte pregătit. Hai să trecem peste asta, să cadă bilele! Haide! Hai, stânga, hai, toate! Hai, stânga! Hai, stânga, că au luat-o, bine. Stânga! Stânga, mai stânga, mult, mai mult! Hai. Mai mult! Mai! Unu! Și... Unu! Unu! Au rămas fără voce, amândoi! 3 din 1! 159.726 de lei! Oh, nu mai pot. Băi, deci tu vrei să ieși la cafea cu noi? Băi, deci n-ai cum! Cafea 3 lei, asta e! Perfect!